La 10 ani de activitate, Corul Lumină Lina al Catedralei Episcopale Sfânta Vineri din Salău desfășoară un turneu aniversar, un periplu spiritual prin Ardeal. Vor cânta în importante centre culturale din țară. Turneul va porni din Zalău. Duminică 2 noiembrie, începând cu ora 17, Corul Lumină Lină va susține concertul inaugural în prezența zălăuanilor. Corul Lumină Lină este un cor recunoscut pentru activitatea sa, fiind premiat la marile festivaluri din țară. Duminică, în cadrul vecerniei, va fi un preambul la ceea ce se va întâmpla în săptămâna următoare în periplul nostru spiritual prin Ardeal. Nu pot să nu zic despre corul nostru și dirijorul. Corul tânăr, dirijorul tânăr. Sfântul Apostol Pavel îi spune lui Timotei, nimeni să nu disprețuiască tinerețele tale, ci fă-te exemplu în dragoste, în lumină, în fapte bune și în credință lucrătoare. Exact așa este corul nostru, tânăr, tânăr, dar cu așa activitate bogată și cu așa rezultate minunate, cu premii deosebite la diferite festivaluri. Acum el împlinește 10 ani. Și cu ocazia aceasta va concerta duminică la noi la Catedrala Sfânta Vinere, iar de marți, din 4 noiembrie, va începe periplul spiritual și va concerta în deschidere la festivalul Tudor Jarda din Cluj, la Casa Universitarilor, acompaniat de Orchestra Studenților Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj. După concertul în deschiderea festivalului Tudor Jarda, vineri, corul va concerta în cadrul gale festivalului la sala de spectacole a Cercului Militar din Cluj-Napoca. Sâmbătă, la ora 9, va susține un concert de muzică religioasă la Catedrala Metropolitană din Cluj. De la ora 16:30, coriștii vor susține un recital vocal-instrumental a Cetatea Alba Iuliei, iar de la ora 18:30, un concert de muzică religioasă la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Duminică, membrii corului vor fi prezenți la Sibiu, unde vor susține două concerte.